Absolvenții Colegiului Național Ion Maiorescu și nu numai sunt așteptați mâine la Ateneul Nicolae Bălănescu la Gala Absolventului, un eveniment cu tradiție organizat de Asociația Pro Maiorescu. Această inițiativă a început în 2011 și a aparținut Asociației Pro Maiorescu. La momentul acela scopul era de a atrage fonduri pentru demararea reconstrucției liceului. Cum bine se știe, la câteva luni după acest eveniment s-a reușit darea în folosință a 6 săli de clasă, după care, cu sprijinul autorităților locale și cu fonduri europene, s-a reușit reconstruirea integrală a liceului. De data aceasta, spectacolul are ca scop strângerea de fonduri pentru realizarea unei săli de proiecție video și pentru amenajarea bazei sportive. E vorba despre dotările pe care vrem să le îmbunătățim, despre standardele pe care vrem să le ridicăm la un nivel cât mai înalt. În speță și în particular e vorba despre dorința noastră de a face o sală de proiecție pentru activitățile extrașcolare. De asemenea, de a reamenaja baza sportivă exterioară, pentru că e nevoie și de mișcare, nu numai de învățătură, și știm foarte bine că terenul ăsta a avut o tradiție și că s-a jucat foarte mult fotbal pe el și în general s-a făcut foarte mult sport pe acest teren. Gala absolventului va începe mâine la ora 10 și va cuprinde un program artistic, iar la final o tombolă, o licitație și o expoziție cu vânzare, ce vor constitui suportul financiar al realizării proiectelor propuse.